Salut, mă numesc Daniel Sândulescu, reprezint echipa Lions la Motești. Cum ți s-a părut meciul din seara asta? A fost un meci foarte echilibrat, am întâlnit niște băieți grupați care au dat tot pe teren. Am reușit să câștigăm fericit. V-am spus, foarte greu meciul. S-a jucat la intensitate maximă, cu puțin nervi, însă a ieșit totul cu bine pentru că noi am câștigat. A reflectat rezultatul realitatea din teren? Da, este un rezultat echitabil, având în vedere ocaziile care ni le-am creat. Am avut aproximativ 4 bări, băieții s-au mișcat și ei binișor. La un moment dat căzusem fizic și psihic, condusesem 3-1-3-2, ne-au dat gol 3-3, ne-am revenit pe final și am câștigat un meci disputat și echilibrat. Obiective pentru tur cu echipa? Nu avem planuri, suntem un grup de prieteni care venim și ne facem damblaua, cum vine seara. Mergeți în continuare așa sau ceva schimbări pe viitor? Sperăm să avem două, trei plombe cu echipa care o avem. Sper că ne menținem acolo sus și vom câștiga campionatul. Numai bine, mersi frumos. O seară bună.